primul joc de pregătire, adevărul că nu știi cum e, nu te interesa neapărat rezultatul la... Ne interesa, eu știu, să ne facem antrenament. În toate perioada asta de acum ne interesează mai puțin rezultatul și mai mult ne interesează, eu știu, starea de fizică a jucătorilor. Practic e tot un antrenament pe care să-l facem mai plăcut așa. Fiind jocul întotdeauna e mai plăcut decât antrenamentul pur. E atât de greu cum pare începutul de program pentru universitate? Am văzut și noi astăzi. E foarte greu, având în vedere că joci cu trei echipe din cupele europene în primele patru etape. Asta pune ca să, știu, să avem o formă sportivă bună la ora începerii campionatului, așa și sperăm să fie. Vedem. Știi cum e când se joacă pe puncte, e altceva. Dar, într-adevăr, e un început greu. Dar nici anul trecut, suntem învățați de anul trecut, că și anul trecut tot așa a fost începutul destul de greu primul. Vi-l doriți pe Sâmbătean așa cum se vorbește? Acum te aud. Acum te aud pe tine, ai pus tu întrebarea asta, nu am discutat despre lucrul ăsta, nu știu nimic. De fapt, și mai am avut mai puține discuții acum, dacă tot nu-i plecați în Austria, na. Nu știu. Cum vedeți totuși să-l înlocuiți pe Brandon? Păi, ai văzut și de tot din cei care îi avem astăzi, care i-ați văzut și astăzi pe la echipă. Cai, cu Mateiu, cu Mason, sperăm să se refacă cât mai repede, Cârstea, Târnăcop o să-ți joace în zona centrală, o să ne adaptăm la situația care este la momentul actual. Spuneați la un moment dat în timpul jocului, după ce Costin Curelea a marcat al doilea gol, că iată transferul nostru. Am glumit, aveam noi o glumă așa, niște glume înainte de a veni în cantoare și spuneam că toată lumea spune că nu am făcut transfer, uite, ne-am transferat pe Curelea și pe Ferfele. Sunt ca doi jucători noi care apar în campionatul ăsta, având în vedere că în retur nu i-am folosit deloc, sau cum e cazul lui Ferfelea, sau a fost foarte puțin folosit, cum e cazul lui Curelea și datorită accidentării care a avut-o în iarnă și lipsei de pregătire care... Mulțumit de randamentul lor, ținând cont că vin după o pregătire foarte grea. Nu trag niște concluzii acum la partida asta, pentru că ați văzut și voi, o mare parte din meci, așa s-a văzut, era o lipsă de prospețime. Până vedeți, erau fost două antrenamente foarte grele, astăzi de dimineață iarăși antrenament sală la forță. Nu, ți-am spus, noi în perioada asta nu stricăm așa programul care îl avem de acumulări. Suntem în perioadă de încă de acumulări. Mai e până să încercăm să intrăm în formă sportivă. Că eu știu că în timpul jocului au tras și de ei și sigur până la urmă a ieșit și rezultatul. Asta e altceva. Dar și dacă nu era rezultatul, era împotriva noastră, nu trebuia să facem așa o tragedie. Cum vi s-a părut Popov? E primul joc al lui în alb-albastru Universității Craiova. Te grabine acolo, având în vedere că a jucat prima dată cu Izvoreanu, cu Achim, cu Briceag. A avut așa... Puțin, noi sperăm să fie o achiziție bună și prezența lui acolo să dea siguranță, să ridice puțin, eu știu, și... Eu știu, ideea asta de dezvoltare, în dezvoltarea jocului să-i simți mai mult prezența, pentru că este un jucător cu experiență și un jucător care a jucat și postul de fundaș dreapta, deci are disponibilitate pentru construcție, poate să aibă. Și sperăm un plus din punctul ăsta de vedere. Referitor la tragerea la sorți, considerați că este un avantaj pentru Universitatea Craiova faptul că cele trei echipe au meciuri în cupele europene, vor fi mai obosite? Da, eu zic că e un dezavantaj acest lucru, pentru că ele se vor prezenta la ora jocului contra noastră
cu un plus de formă sportivă, pentru că întotdeauna se știe că meciurile oficiale te ajută să intri mai mult în formă sportivă decât cele din, eu știu, din cantonamente, din perioada de pregătire. Deci din punctul ăsta de vedere, să spunem, la primul meci care îl jucăm cu Botoșanu, Botoșanu este avantajată, pentru că are deja două jocuri oficiale, întotdeauna sunt diferite, total 180 de grade față de jocurile de pregătire. Derbiul cu Dinamo pică prea repede? E bine dacă îl considerăm, ne considerăm că facem parte, putem să considerăm derbi. Este etapa a doua, nu știu ce să spun. Vedem cum... Asta așa s-a nimerit, așa se va juca. Ce ar însemna o victorie a Universității Craiova în groapă după atâția ani? Noi întâi să vedem cum, întâi avem primul joc cu Botoșanu și pe urmă ne gândim la meciul cu Dinamo. Mai e până la meciul cu Dinamo. Avem atâtea zile și aici. Este foarte important cum se, în toată perioada asta de pregătire, starea fizică a jucătorilor, adică participarea lor la toate antrenamentele, să aibă o prezență constantă din asta, să nu se accidenteze. Și asta, eu pentru campionatul viitor, deci campionatul ăsta care începe pe 11 iulie, eu îmi doresc să nu avem ghinion, adică să ne dea la meciurile ceea ce oferim la meciul aia să primim. Adică să fie cum a fost anul trecut, pentru că anul trecut nu cred că s-a întâmplat să avem un punct, să fi câștigat un punct pe care să nu-l fi meritat. Poate, eu știu, mă gândesc așa, poate meciul ăla cu Steaua, să zicem, când am făcut 0-0 în retur. Poate atunci n-am fi meritat poate punctul ăla, știi, am fost dominat de Steaua. În rest, cel mai mic punct care l-am luat, sau că am luat 1, că am luat 3, ăla le-am meritat întotdeauna la toate meciurile. Așa mi-aș dori să fie campionatul ăsta care vine. Să nu avem ghinion, nu știu cum a fost la partidele alea cu Ceahlău, cum a fost la partidele cu Brașov, cu Iași, sau când atacai Neștire și n-am putut să marcăm și primim goluri pe niște greșeli individuale care se fac odată la nu știu cât timp. Asta îmi doresc de la campionat. Și o ultimă întrebare. Din cele 4 meciuri care le avem în startul sezonului, v-ați propus un anumit număr de puncte? Nu fac calcule de tipul ăsta, că nu înseamnă că dacă faci un anumit număr de puncte sau mai mare sau mai multe, nu. Sunt meciuri foarte importante pe care le tratăm pe fiecare în parte. Greu să vorbim de acum despre un calup de 4 jocuri. Nu. Le vedem atunci cum. Ți-am zis, este foarte important la ora începerii campionatului cum arătăm, cum suntem din punct de vedere medical și ce posibilități avem. E bine că apar jucători din iarbă direct pe bancă, doi, Alexa? Da. E bine și sunt, îi și cunosc, sunt foști jucători de-ai mei. Le doresc numai bine în meseria asta de antrenor și poate să, dacă s-ar putea să mă depășească ca număr de jocuri de așa pe la divizia acumulată. Ok, ca experiență. Vă mulțumim frumos.